Bine te-am regăsit, bine te-am regăsit, Chichiana, hai că noi am râs o tură aici înainte, lumea bine nu știe. Bine te-am regăsit și eu. Nu știe lumea că râdem de fapt, că ne plângem de chestii tehnice, dar ne și distrăm că n-avem control. E foarte bine că putem să ne regăsim, adică de asta râdem și ne bucurăm. Pornim, iată, în forță, cu cei șapte magnifici. Eu tot dau cu cei șapte magnifici. La fiecare întâlnire cu fiecare dintre voi am spus, sunteți cei șapte magnifici și așa o să vă rămână eticheta pentru aceste șapte episoade. Cum ești? Cum e la tine finalul de an? Ia, povestește-ne puțin. Cum? Precum care un Saturn Uranus, așa. Herupist. Herupist. Da, da. Da, e o perioadă. Ce se întâmplă super, cu oamenii care își amintesc... Chiar, zi-mi, ce-i cu oamenii care își amintesc pe ultima sută de metri că au afaceri mari de dus și care nu împrăștie din sarcini pe parcursul anului și se trezesc fix în ultimele două luni ale anului. Ce-i cu ei? Să nu spun... Nu... Mă pui să deschid să nu te pornesc, așa mă pui să deschid o cutie a Pandorei, deci nu, mai bine nu. Da, da, da. Nu, da, e, nu, toată lumea, adevărul este aici, că în general, deci toată lumea este în perioada asta super agitată, super prinsă. Efectiv, adică nu realizez că peste câteva zile vin sărbătorile, adică noroc că putem să mai comandăm ceva online sau că pentru că altfel... Adică ce cumpărături? Deci, dragii mei, de ce am vrut să deschid așa discuția? Pentru că publicul, subscriberii, mulțumesc încă o dată pentru toți cei înscriși și tot, ei nu știu că uite ce daruri, Zac, în tine, uite-te ce abilități ai și uite-te ce știi să faci în direcția întâlnirii pasiunii noastre comune, astrologia, și uite cum te mănâncă alte obligații și alte treburi și alte chestii. Dacă voi ați ști, dragilor, că am amânat această întâlnire de vreo 2-3 ori, pentru că, na, așa e luna decembrie. Superbă! E o lună, da. Și mie lună, mi-e ciudă, mie mi-e efectiv ciudă, știi că, da, ar trebui să faci doar astrologie, nu mai zic nimic. Ah, să pornim cu întrebările. Te-ai pregătit? Să pornim, da. Eu mai puțin. Da, m-am pregătit. Să pornim cu întrebările. Da, să că ne-am pregătit. Da. Ne-am pregătit, te-ai pregătit, este ne-am pregătit. Bine. Da. Deci da. Începem. Eu, știi ce? Eu pornesc de la Florentina Stan, dacă ești ok. Ești ok să pornesc de la Florentina Stan? Perfect. Pornim de la Florentina Stan, cea care ne-a trimis următoarea întrebare. Odată ne mulțumește evident pentru proiect și pentru tot. În sfârșit spune, am înțeles și eu cum acționează acest nod sud în tranzit peste nodul meu nord din Săgetător. Chichiana, ești minunată, am și o întrebare. Am și o întrebare, cum pot integra energia nodului lunar la gradul anaretic 0? Înainte să-i răspund, Florentinei, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au trimis întrebări și le mulțumesc pentru încredere și pentru deschidere. Și aș vrea să fac și o mică introducere apropo de tipul de astrologie pe care îl practic eu. De ce simt nevoia să spun treaba asta? Pentru că atunci când ne uităm la o hartă sau că extragem niște aspecte, da? Noi, în general, când scoatem din context anumite fragmente dintr-o hartă, cum ar fi, vorbim doar despre axa nodurilor sau vorbim despre o anumită bucățică din hartă, practic, nu avem omul respectiv în carne și oase ca să poată să ne valideze sau să nu ne valideze anumite aspecte. Da? De ce spun treaba asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, și e un lucru pe care simt nevoia să-l subliniez de 1000 de ori, harta respectivă sau astrologia în general, din punctul meu de vedere, nu are nicio valoare atâta timp cât nu ne raportăm la conștiința umană care stă în spatele unei hărți. Da? De ce e important să știm treaba asta? Pentru că fiecare aspect din hartă sau fiecare simbol din hartă, da, poate să aibă foarte multe variante de interpretare, da, o infinitate, da, de variante de interpretare, și atunci ca noi să putem să ne dăm seama mai exact cum s-a manifestat un aspect în cazul punctual al persoanei X sau Y, e foarte important să punem întrebări. Adică eu sunt un astrolog atipic care de multe ori pune mai multe întrebări decât pun persoanele cu care lucrez. Da, de ce? Pentru că nu vreau să merg la ghici. Da, 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 e un pic amuzant. Da. Și atunci o să vin cu niște informații generale, dar într-un fel o să le dau cumva o temă pentru acasă, o să le las niște întrebări persoanelor respective la care le invit să se gândească și să vadă ce are sens pentru ele și ce nu are sens pentru ele. Da? Să nu ia absolut nimic ca atare. Da? Dacă e ceva care nu rezonează, sau ok, parcăm informația respectivă. Dar dacă este ceva care poate
Da, las acolo, știu, da, când aprinde un beculeț, înseamnă că ceva a făcut un click și e de luat în calcul. Asta așa doar ca o introducere. Foarte ok. Foarte ok și era necesară, zic, și e binevenită și da. Da, da, pentru că de multe ori se face, avem tendința, mai ales când vrem să explicăm cuiva care nu știe astrologie, avem tendința de a face genul acela de astrologie tip cookbook, adică rețete. X înseamnă aia, Y înseamnă asta și e perfect normal când învățăm ceva, da? Dar în timp ne dăm seama că X poate să însemne și aia, și aia, și aia, și aia, da? De asta e important să nu fim foarte, foarte rigizi, da? Acum, revenind la întrebarea Florentinei. Întrebarea. Da, este o întrebare foarte, foarte faină. Și aș vrea să mă întorc un pic la discuția aia despre noduri, ca să până ajung la gradul acela de zero despre care spunea Florentina, aș vrea să mai fac o mică recapitulare și de fapt simt nevoia să inversez un pic ce a spus ea acolo. De ce? Pentru că dacă nodul sud în tranzit este acum, da, peste nodul meu nord, înseamnă că nodul nord în tranzit este peste nodul sud. Și aici vreau eu, de fapt, să ajung. În momentul în care nodul nord este în tranzit peste nodul sud. Asta îmi sună și mie. Da, pentru că vreau să văd ce e cu trecutul ăla. Da, vreau să văd ce se întâmplă acolo. Și în momentul în care, așa cum spuneam în episodul anterior, în momentul în care nodul nord este în tranzit și ajunge practic în același sector unde se află nodul sud în harta mea natală, am această oportunitate de a veni cu o privire proaspătă, de a veni cu un alt tip de experiențe, mai degrabă cu un alt tip de înțelegere asupra unor modele, asupra unor tipare, da, experiențe, situații, oameni, lucruri, da, care țin de felia aceea din hartă unde se află nodul sud. Și în momentul în care noi ajungem practic la 0 grade, înseamnă că după un an și jumătate, da, practic nodurile se pregătesc să-și cam încheie traseul, da, pe axa asta a gemeni săgetători. Și ce înseamnă treaba asta? Deja am acumulat suficient de multe lucruri, experiențe, situații, da, în intervalul acesta de timp, astfel încât să putem să tragem niște concluzii. Pe de o parte, tragem noi niște concluzii, pe de altă parte, lucrurile au tendința de a se precipita. Da? Revenind la întrebarea Florentinei, ce aș face? Așa e. Da? Am nodul sud în harta natală, experiențe din trecut, pattern-uri, modele emoționale, mentale. Vine nodul nord și spune ok, uită-te la cum făceai, nu știu în ce casă. Și îi recomand Florentinei să se uite cu atenție la ce reprezintă casa unde se află nodul sud, da? Ce fel de experiențe sunt acolo? Că e vorba de relație, de job, de familie, de ce o fi acolo. Ok. Cam care este modul meu natural de a face lucrurile acolo, da? Legat cumva de trecut, da? Și o invit să fac așa o listă, apropo de ce culminează acum. O invit să fac o listă cu privire la nodul sud aferent casei respective. Ok, în general, nu știu, până la 30 de ani, să zic, 28-30 de ani, da? Până la întoarcerea lui Saturn și până când nodurile au fost prima dată nodul nord peste nodul sud, adică prima dată, atunci când au fost ele aproape de întoarcerea lui Saturn, avem și această, cu 2-3 ani înainte, avem ceva similar cu ce se întâmplă acum. Adică nodul nord în harta natală este fix peste nodul sud pe care l-avem noi. Dar de-aia e procesul de maturizare, nu doar pentru că este Saturn care se întoarce în poziția lui, dar sunt mai multe evenimente care se întâmplă atunci. Și aș recomanda Florentinei să se gândească, da, cam cum făcea lucrurile legate de nodul sud, da, în prima parte a vieții. Ok, aveam obiceiul să XYZ, da, ce experiențe s-au repetat, la, da? Și pe de altă parte, să se gândească, în ultimul an și jumătate, din mai 2020, de când sunt pe această axă nodurile, să vadă ce teme au ieșit la suprafață, da, legate de zona respectivă și care este modalitatea prin care ea a ales să răspundă. Dacă a răspuns similar cum ar fi făcut în mod normal, știi? Înseamnă că încă mai e timp
să facă o schimbare. Dacă a apucat deja să facă treaba asta, deja este perioada în care poate să tragă efectiv concluziile, da? Și vreau să dau un exemplu concret, pentru că a fost foarte multă parte teoretică și poate nu s-a înțeles. De exemplu, să spunem că eu am acolo casa relațiilor. Nu, că am corelat cu harta mea. Da? Știu, dar cei care nu au chestia asta. Da, un exemplu foarte scurt ca să fie foarte, foarte ușor de înțeles. Să spunem că acolo am zona de relații și că, mă, normal, atrag un anumit tip de partener sau relațiile mele se desfășoară nu știu cum. Să spunem că am relații de tip on-off. Da, e doar un exemplu. Între timp, ok, poate am mai învățat, am mai crescut și eu am mai învățat, mi-au ieșit lucrurile mai bine, da? Vine această perioadă de un an și jumătate și să spunem că apar în viața mea niște persoane, da, care vin cumva pe modelele alea vechi. Da? Și e important să mă uit, ok, cum am reacționat eu de data asta? Am dat curs și pe urmă m-am gândit, aolo, iarăși este un personaj de care nu știu cum să scap mai repede, cine m-a pus să ajung acolo, sau am știut pentru că am învățat și am zis, ok, nu, mulțumesc, nu-i pentru mine. Da? Deci comparăm, practic, experiențele generale, clasice, pe care le-am avut noi în prima parte a vieții cu atitudinea pe care am avut-o față de experiențe similare și vedem care a fost concluzia. Și mi se pare foarte interesant faptul că a pus întrebarea tocmai acum, când se apropie de schimbarea axei respective, pentru că este clar că e pe drumul acela și că își pune întrebări și-s convinsă că a făcut niște pași semnificativi în direcția respectivă. Așa că îți mulțumesc, Florentina, pentru acum, întrebare. Știu că n-are legătură cu întrebarea ei, dar și la mine se petrece o poveste exact identică și de asta, în timp ce povesteai, corelam cu harta mea și mă gândeam la casa mea și unde se află și de ce, și confirm, pentru că exact acum sunt la fază de bilanț, pur și simplu de bilanț. Și chiar spuneam în înregistrarea pe care am făcut-o, fără să știi tu înainte de a face întâlnirea de acum noi două, partea de introducere a acestui proiect și tot, unde am făcut o formă de bilanț și un soi de, și am făcut niște anunțuri vis-a-vis de, apropo, viitoarea noastră întâlnire, colaborare, dar vom povesti atunci. Și mă gândeam, zic, uite, domnule, cum se leagă toate. Uite cum se leagă toate, pentru că acum se schimbă efectiv, trec nodurile în alte semne și pur și simplu se schimbă energia și se simte. Adică e clar momentul de bilanț. Și eu mă bucur pentru întrebarea Florentinei. Da, a fost foarte interesantă și este o temă care și pe mine mă fascinează. Ce se întâmplă când este invers, știi? Ok. Ce mi-e de acolo? Să știi că ai parte de foarte multă derută, foarte multă derută, cel puțin în prima parte, pentru că ți-e foarte familiar o poveste, dar nu știi cum să o... Adică nu ți-e clar ce trebuie să faci, știi? Păi nu știi încă. Nu ți-e clar ce trebuie să faci. Și abia spre partea de final, exact spre... Da, acolo încep să se clarifice. Bun, trec la următoarea. Nicoleta Nicol zice așa. Pe Chichiana aș întreba-o cum traduce conjuncția Pluto-Uranus în Fecioară în casa a noua. Și ea specifică în paranteză, ea lucrând cu astrologie evolutivă. Da. Păi acum când ne gândim la conjuncția asta, contează foarte mult dacă este o conjuncție balsamică sau dacă este fază nouă. Adică care este înainte, care este după. Nu intru în detaliile acelea tehnice, dar dacă este o conjuncție balsamică, avem de a face cu niște culminări, dacă nu, cu niște începuturi. Astea sunt doar niște subtilități în ideea în care poate cunoaște. Dacă nu, poate să parcheze informația asta. Acum... Când vorbim de conjuncția asta, vorbim de o mini-generație, spun eu. E o generație formată din persoane născute, și am lucrat cu foarte multe persoane, de asta spun că mi-a fost un subiect așa, mi-a venit cumva mănușă. Când vorbim de conjuncția asta Pluto-Uranus, vorbim de o mini-generație, da? Persoane născute în jur de 1960 și un pic, 1965-66, da? În general, în evolutivă, da, Uranus arată în hartă un potențial de traumă. Acum, nu putem să știm până nu vedem concret ce s-a întâmplat în viața persoanei respective, nu putem să știm dacă acea traumă s-a manifestat în viața asta, mă rog, la modul cât se poate de direct și de concret, sau dacă există într-o formă mai subtilă.
faptul că este în conjuncție cu Pluto amplifică cumva ideea aceasta de traumă. De ce? Pentru că Pluto practic este esența ființei noastre, ca să zic foarte varianta cea mai simplă. Și atunci când vorbim de Uranus în conjuncție cu Pluto, este o traumă care cumva ne-a afectat la rădăcină, da? La bază, da? Acum, în momentul în care vorbim de Uranus, vorbim de o memorie de lungă durată, da? Tot ceea ce stocăm, înmagazinăm, da? De-a lungul timpului, eveniment evident că din viața asta, din viața intrauterină, din alte vieți. În momentul în care vorbim de această conjuncție, traumele pot să fie cât se poate de subtile, adică doar să constați că reacționezi într-un anumit fel, dar să nu știi de unde neapărat. Pentru unii este mai clară cauza, pentru alții este mai greu de identificat. Dar e important că atunci când avem acest mix în hartă, investigăm un potențial de traumă. Da? În momentul în care vorbim de energia fecioarei, că încercăm să ne gândim, ok, traumă în legătură cu ce? Ce fel de traumă? Da? În momentul în care vorbim de energia fecioarei, de multe ori mesajele negative, critice, stima de sine scăzută ca urmare a acestor mesaje, da, au jucat un rol foarte important în modul în care s-au desfășurat lucrurile pentru persoana respectivă. Da? Nu aș vrea să luăm lucrurile ca atare, ok, gata, am asta în hartă și asta înseamnă că ok, I'm doomed. Nu. Acolo unde este Uranus există și un potențial foarte mare de eliberare, de vindecare, de ieșire din traumă. Cum? Pentru că Uranus este memoria de lungă durată și la fel insight-urile acelea pe care noi le avem, momentul acela de aha în care eu realizez, nu știu, că vorbesc cu un terapeut, că vorbesc cu un astrolog, că am pur și simplu eu o revelație și îmi dau seama că evenimentul ăla de la 5 ani, de la 10 ani, de la 2 ani sau poate evenimentul acela, nu știu, pe care l-am avut, prin care mama poate a trecut când eu eram în burtica ei, a avut un impact asupra mea. Momentele alea foarte puternice în care avem tot felul de insight-uri, de revelații, ne pot ajuta, ne pot călăuzi. Dar no matter what, chiar dacă nu conștientizăm efectiv, e important să ne gândim cumva la modul în care noi reacționăm cu privire la tot felul de factori. Și reveni la energia fecioarei, pentru că energia fecioarei este o energie axată foarte mult pe a face chestii pentru ceilalți, a ajuta, da, a contribui la binele societății, a lucra, da? E, de multe ori există niște rezultate, în realitatea exterioară există niște rezultate excepțional de bune. Adică sunt oameni care au făcut niște pași mari, da, în domeniile care au activat, pentru că fecioara are o minte foarte analitică și foarte puternică și Uranus cu insight-urile alea te ajută cumva să aproape să revoluționezi. Acum, toată lumea este un geniu, dar în general te poate ajuta să ai tot felul de insight-uri care să ducă la o îmbunătățire majoră a domeniului în care activezi sau a muncii pe care o prestezi. Da? Deci nu vorbim doar de aspecte mai puțin plăcute. Numai că ce e important să vedem, apropo de mixul ăsta, e important să vedem că de multe ori există această tendință de a ne duce către workaholism. De ce? Pentru că ce se întâmplă la nivel interior, adică stima aia de sine scăzută, sentimentul ăla de gol interior, care golul acela interior pe care de multe ori persoanele cu Pluton fecioară, da, e ca și cum ai avea un suflet de fecioară, pentru că practic aia e esența ta. Da? Persoanele care au fecioara aia foarte puternică, de multe ori își ocupă timpul cu tot felul de activități tocmai pentru a nu sta să se uite în interior. De ce? Pentru că în interior, ceea ce vedem de multe ori nu ne place. Și abia în momentul în care facem treaba asta și ne uităm și învățăm să ce? Ne uităm la punctul de polaritate, da? Peștii vis-a-vis. Da. Învățăm să avem mai multă compasiune, iertare, blândețe față de noi și față de ceilalți și să facem cumva pace cu trecutul acela care poate nu a fost neapărat cel mai soft, atunci lucrurile încep să meargă. Pentru că altfel putem să stăm, cum să zic, problema nu este că am avut niște mesaje negative, pentru că eu pot să spun, ok, faci o muncă execrabilă, ok, și pe tine poate nici nu te interesează, ți-ai văzut de viața ta. Dar dacă mesajele pe un fond sensibil
mesajele alea spuse o dată, de două ori, de cinci ori, ele vor fi interiorizate și noi ajungem să ne auzim vocea asta din mintea noastră, știi? Care de fapt nu e a noastră, este vocea lui X și a lui Y și a lui Z, da? Care ne-au desconsiderat și mesajele astea pe care le-am primit formează de fapt un fel de voce foarte puternică care ajunge să fie interiorizată. Asta de fapt este problema, că de-aia vorbim de o traumă. Nu mai știm exact ce s-a întâmplat. A fost un eveniment foarte puternic, noi l-am interiorizat și rămâne acolo. Data viitoare, când cineva o să-mi zică ce și du-te mai încolo, de exemplu, sau când cineva o să mă compare cu colegul, cu X, cu Y, pot să, cum să zic, stima mea de sine se va duce foarte, foarte în jos. De ce? Pentru că mi-a trigăruit un punct foarte, foarte sensibil. Da. Și e important de văzut cum se manifestă, pentru că, repet, de multe ori se manifestă la un nivel foarte subtil. De exemplu, se poate manifesta în relații, da? La modul că tot timpul mă voi duce către relații în care să simt cumva o anumită inferioritate față de partenerii mei și să încerc să compensez prin ceea ce fac. Acum, luând cele două, Pluto cu Uranus, da? Esența aia mea, da? Trauma aceea care m-a afectat la un moment dat, da? Stima aceea de sine scăzută, da? Golul acela interior, mesajele acelea critice pe care eu tot le aud în capul meu, da? Au legătură cu ce? Au legătură cu casa nouă. Uh-huh. În casa nouă sunt credințele noastre, da? Este sistemul nostru de credințe. De foarte multe ori, în momentul în care avem aspecte mai tensionate, planete cu o încărcătură mai mare, pe axa asta, pe axele mutabile, săgetător și fecioară, putem vorbi în spate, da? Există tot felul de persecuții, persecuții religioase, persecuții pentru credința pe care o ai, persecuții pentru credința pe care nu o ai. În limbajul zilelor noastre, da? Pentru că noi nu trăim acum 500 de ani și nu ne arde nimeni pe rug. Mă rog, în zona asta în care trăim noi, da? Ca să fim mai preciși. Da? În momentul în care eu am această traumă la nivel mental, că am fost persecutat, judecat pentru lucrurile în care cred, da? Tendința va fi să-mi fie greu să mai, cum să zic, să-mi fie greu să mai cred, să-mi fie frică să mai îmi exprim lucrurile în care cred, sau din contră să reacționez extraordinar de vehement când cineva doar se apropie, știi? Mă atinge așa, un pic mă zgândere și îmi spune, nu ești creștin, nu ești ortodox, adică ce e aia? De ce? Cum? Da, o să alzi imediat. Whatever, da? Am dat niște, m-am uitat, m-am dus un pic mai în spate că e important să înțelegem contextul și în momentul în care avem acest Pluton Uranus în fecioară în casa noua, e primul pas pe care l-aș face. Dincolo de tot ce am menționat acum, m-aș gândi așa, da? Temă de lucru pentru acasă, da? Cum reacționez în momentul în care cineva vine și mă critică cât de puțin sau îmi spune ceva? Cum reacționez în momentul în care mă compar cu alte persoane? Cum reacționez în momentul în care cineva îmi atacă sau așa percep eu? Cum reacționez când cineva îmi atacă lucrurile în care cred? Da? Punctul de polaritate, apropo de ieșitul din zona asta, pentru că eu întotdeauna mă uit peste gard, cum zic eu, vis-a-vis, la punctul de polaritate și mă uit ce se întâmplă pe laterale. Da, exact. Da, vis-a-vis de casa noi, casa treia. Ce e important? E important să vorbesc despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-am avut. Și îl citesc aici pe Mark Jones, care spunea că indiferent de situațiile mai dificile prin care am trecut, evident că dintr-unele putem să ieșim după, adică să ne, cum să zic, să devenim ok cu noi după, poate după mulți ani de terapie, sau unele chestii sunt foarte subtile și putem să le rezolvăm ușor. Dar în cazul în care știm că am avut niște situații mai dificile, da, poate am avut o copilărie traumatizantă sau poate am avut, nu știu, niște relații mai mai puțin sănătoase, ieșirea din zona aceea de traumă de multe ori se face în momentul în care noi reușim, și mă întorc la energia săgetătorului, să rescriem povestea din spate, nu neapărat să căutăm o cauză, știi? Pentru că de multe ori nu înțelegem efectiv, ok, de ce reacționez așa, de ce am fricile alea. Dar în momentul în care reușesc totuși să dau
într-un fel sens experienței pe care am avut-o și să rescriu cumva povestea, automat modul în care eu mă raportez la mediul exterior se schimbă. Și ca să închei citatul, ceva de genul că în momentul în care eu reușesc să cred din nou că lumea nu este un loc periculos, nu este un om, nu este un loc rău, nu este un loc în care automat o să am mereu aceleași rezultate și îmi recapăt cumva iubirea de sine, iubirea de celălalt, da, lucrurile încep să se schimbe. Da, evident că ăsta este un proces. Simt nevoia să închei spunând faptul că am dat niște situații, am dat niște exemple un pic mai la limită, ca să se înțeleagă energia respectivă. Evident că în realitatea în care trăim, majoritatea dintre noi nu am experimentat traume având la bază cauze religioase sau ceva de genul acesta. Dar e important să înțelegem de unde vine, da, ce are la bază trauma respectivă. Acum, dacă avem deschidere, da, și să lucrăm cu ea. Eu zic că e foarte ok cum ai punctat, pentru că se pot regăsi în această poveste mulți alții dintre cei care ne urmăresc și categoric vor putea aplica în funcție de ceea ce au ei acolo ca poveste și vor rezona, sunt convinsă. Mă gândeam și la generația părinților mei, de ce nu? Chiar și acolo aș putea spune că sunt povești similare, dar trec la următoarea. Și o să vezi... Ajungem la... Da. Vreau doar să fac o paranteză apropo de traumă, gândește la generația cu Uranus în rac, traume legate de familie, da? Generație în spate, adică sunt tot felul... Nu există nicio perioadă de-a lungul istoriei în care să nu fi fost tot felul. Sau la alte generații, cum sunt și generația celor cu Pluto cu Saturn, alții au Pluto cu Uranus, da? Adică nu e ca și cum, ok, noi suntem mai anapodat decât sunt alții. Nu, tot timpul au fost tot felul de tranzite, tot felul de aspecte. Adică nu... Da, da. Cine știe ce va mai veni de acum încolo, dar totuși sper, unul dintre invitații mei îmi spusese chiar la un episod recent că s-a schimbat ceva la nivel de frecvență de vibrație și că din 2017 încoace, așa, abia niște apă vreau să-ți spun acum, mi-e place că ești prins, așa știi și cum explici și tot și mă tragi și pe mine acolo în energia ta și super. Și îmi spunea invitatul, îmi spunea, zice, teoretic, copiii nu se mai pot naște cu acel tip vechi de frecvențe. Cei care vin acum sunt... cumva pe alte palii resetați. Adică, teoretic, nu se mai pot reîncarna în momentul de față, conform acestei povești, hai să spunem, energii de vibrație joasă, gen, nu mai vreau să spun nume, liderii groaznici care ne-au oropsit și care ne-au făcut viața calvar, chiar și acum recent, apropo de teritoriul țării în care locuiesc și să nu ridic mingi la plasă. Da, da. E, rămâne de Sper. Văzut, mi-a, dar mi-aș dori să fie așa. Nu știu da, dacă realitatea este așa, că noi nu prea învățăm din istorie și realitatea este că lecțiile pe care nu le învățăm se repetă. Asta este o realitate. Adică ne uităm în jur și vedem oameni care asta au, drama, nu știu, relații toxice unele după altele. Ne uităm în jur, în istorie, da, avem un anumit tip de conducător și nu înțelegem nimic, și tot pe ei alegem. O dată și încă o dată. Adică eu sunt un pic mai sceptic așa apropo de din Doamne ajută să fie fie bine, dar ca să fie bine trebuie să facem să fie realitate, bine. Realitate, știi? Da. Asta, eu asta trebuie cred, adică fiecare bine. Dintre noi trebuie să contribuie în felul lui. Știi? Așa e. Și ajungem la Zoli. Da, ajungem la întrebarea lui Zoli. Să știi că te tot pierd și de asta avem așa contraritm aici, dar așa. Ne-am legat. Da, avem un rând final. Zoli... Zoli Z mi-a trimis o întrebare pe mail și îl salut și îi mulțumesc din nou pentru cadoul primit, cartea, nu mai refac povestea. Zice așa: vin și eu cu o întrebare pentru Chichiana. Am Saturn în casa 3 în Săgetător. Am aflat de la ea că Săgetătorul este responsabil de intuiție. Chiar am senzația că intuiția mea e puțin blocată de influența acelui Saturn. Ce să fac ca să-mi mulțumesc Saturnul, ca să-mi dea intuiția înapoi? Dacă e nevoie de date pentru astrogramă, ți le-a dat? Mi le-a dat, da, le-am, m-am uitat și mă uit la ele, nu dau share screen pentru că nu sunt de acord cu share-uitul informațiilor personale și așa. Bun, acum. Da, e drăguț cum mi-a pus întrebarea. Este foarte drăguț, da, mi-a plăcut foarte mult cum a pus întrebarea și tocmai de asta eu o să... Am făcut analiză pe text, să fac de formație profesională, da? Fac analiză pe text de câte ori am ocazia.
Ideea e în felul următor. Din punctul meu de vedere, nu există, cum să spun, nicio planetă care poate să ne ia nimica. Că de asta am făcut introducerea și sunt convinsă că până ajunge Zoli să vadă răspunsul pentru el, deja a fost parte de introducere și cred că cumva s-a dat mult Zoli, în direcția derulezi asta. Aici înapoi, da. Și te duci deci la introducere. Deci nu există nicio planetă care să ne ia ceva sau care să ne dea ceva. Harta aceea, da, este moartă. În absența noastră, a experiențelor pe care noi le avem, a conștiinței noastre, harta aceea nu reprezintă nimic. După cum spunea tot Mark John și am ascultat un seminar cu el acum 3 zile și mi s-a părut așa, apropo de sincronicități, deci a fost așa simpatic așa, și a zis în felul următor. Deci este diferența între noi, da, și noi plus hartă, este ca diferența aia între meniul de la restaurant și felul de mâncare. Adică dacă tu poți să te saturi uitându-te la meniul ăla, poftă bună, ce să zic. E ok, la da. La fel este da, și da, harta, da, da, da. Înțelegi? Haios. Singură. Da? De ce spun chestia asta? Pentru că de multe ori, pornind de la ideea că avem niște planete, da, că evident că nu ne raportăm la un Jupiter, da, toată lumea îl vrea pe Jupiter, dar nu este cazul. Când vorbim de niște planete mai cu încărcătură, avem senzația că toate rălele noastre se întâmplă din cauza asta, which is not true. Planetele doar, și modul în care ele sunt mixate în hartă, doar reflectă ceva din noi, da? Ce este important, pornind de la hartă care ne dă într-adevăr niște indicii, este să ne gândim cum se desfășoară, și cum s-au desfășurat anumite evenimente din viața noastră, ca să ne gândim ce ne-a blocat intuiția. Și m-am uitat la hartă și eu o să-i las tot așa niște întrebări lui Zoli cu titlul de temă pentru acasă, la care să lucreze cu da, el. La care să se gândească. Și o să-i spun, acum nu știu dacă el știe astrologie mai mult, cred mai puțin. Învață. Bun, cred eu că învață. O să-i spun doar așa, o să-i spun și la ce, de ce mă gândesc la anumite lucruri, dar și care sunt întrebările pentru el. E să am harta în față. Bun. În general, în momentul în care vorbim de intuiție, vorbim nu doar de Jupiter, vorbim și de... Ne uităm la Jupiter și la toate aspectele și în ce semn este și ce mai face la acolo o hartă. Ne uităm, bineînțeles, și la casa noua și ne uităm și la ce se întâmplă în Săgetător, ce avem acolo. Adică este un mix de factori. Și eu, uitându-mă la toate acestea, în harta lui, l-am dat un pic deoparte pe Saturn, nu pentru că nu e important, că revin imediat la el, dar pentru că am găsit indicii care m-au dus cumva într-o altă direcție. Și imediat o să spun despre ce e vorba. În momentul în care vorbim de mintea noastră, avem așa, l-avem pe Uranus, da? Mintea aia forever and ever, da? Firul acela din alte vieți, din viața intrauterină, memoria aceea de lungă durată și cum să zic, revelațiile acelea pe care le avem. Nu este mintea noastră conștientă de zi cu zi. Eu când vorbesc acum cu tine, Patricia, și îți spun aceste informații, tu o să le asculți, da? Pe baza lui Mercur al tău. Da? Asta este mintea aia rațională, logică. Ce noroc că e în casa Mercur... 12-a și înțeleg mai mult. Asta este Mercur. Este foarte intuitiv. Exact. Uite, ce bine așa. Că prind mai mult, uite, știi? Lăsați informația să vină la mine. Tac. Nu, dar e foarte... Da. Este, așa este, da, lăsați informația să vină la mine. E, partea așa asta e. De informație, da, de facts, da, pur și simplu de date, ține de Mercur / Gemeni. Pornind de la aceste informații, da, ne folosim discernământul, adică Mercur / Fecioară, ca să preluăm ce avem noi nevoie, nu preluăm orice, da? După care ne ducem în funcție de ce? Discernământ în funcție de ce? În funcție de viziunea noastră asupra vieții, da? O să selectezi informațiile printr-un filtru care e dat de Jupiter. În funcție de sistemul meu de valori, tu dragă Zoli, am zis corect, da? Da? Perfect. Da, da. Deci tu, dragă Zoli, poți să spui, ascultând, de exemplu, episodul ăsta cu mine, ok, ce spune fata asta, are sens, știi, sau este un bullshit? Dacă e un bullshit, am închis calculatorul, dacă ceea ce spun eu are sens pentru tine, o să asculți în continuare, da? Pentru că lucrurile merg pe direcția viziunii tale asupra vieții. Bun, deci avem odată Mercur cu Gemeni, Mercur cu Fecioară și Jupiter. Acum, ce se întâmplă este că Jupiter este mintea asta intuitivă, da? Mercur este mintea rațională. De multe ori,
Noi nu putem să ne accesăm. Am făcut un mic intro așa ca să înțeleagă exact cum am ajuns aici. Noi nu putem să ne accesăm mintea aceasta intuitivă. De ce? Pentru că mintea noastră de maimuță, cum îi zic eu, șoricelul ăla pe care îl avem noi, da, nu se oprește niciodată. Suntem bombardați de tot felul de informații, câteodată plăcute, câteodată mai puțin plăcute. Bun. În momentul în care eu, mintea mea este tot timpul, eu zic în priză și cu ascens în gemeni, pot să rezonez cu acest lucru, deci cunoaștem. Da, se oprește greu. În momentul în care noi nu putem să facem o mică pauză, să ne liniștim, să ne relaxăm, da, vocea interioară nu se poate auzi. Înțelegi? Adică tu dacă ai un aspirator cu care dă cineva acolo, tu nu prea poți să te relaxezi și să fii super zen și așa, mă rog, poate poți, dar în general nu poți, da? Și m-am uitat în hartă să văd ce se întâmplă apropo de conexiunea asta între Mercur și Jupiter, da? E, așa. Și mi s-a părut foarte interesant, o să revin și la Saturn, dar ce mi s-a părut interesant și o să-i las lui Zoli ca temă pentru acasă, da? Recomandarea mea este, având în vedere că în casa a treia, care e casa, da? Casa gemenilor, casa comunicării, da? Există Saturnul acela în Săgetător, dar există și un Uranus în Săgetător. Și face un careu cu Jupiter în Pești în casa a șasea, da? Adică, ce înseamnă? Între partea asta mentală și partea intuitivă, e ca și cum ar fi un, știi, o mică luptă, e un mic conflict. Uh-huh. Și întrebarea este, da, cât de, mă rog, zic, cât de des reușești să spui mintea pe pauză, știi? Dacă reușești să, în general, dacă atunci când vrei să-ți asculți intuiția sau vocea interioară sau cum îi spui, reușești să te deconectezi de la gândurile tale sau gândurile te împiedică să te conectezi de fapt la tine? A doua întrebare. Există posibilitatea, uitându-mă la, mă rog, m-am uitat la mai multe chestii din hartă, dar în momentul în care am văzut Jupiter în casa a șasea, e casa Fecioarei, de multe ori și fiind în Pești, de multe ori avem de face cu o persoană foarte sensibilă, foarte sensibilă, foarte deschisă, dornică să ajute, cumva, așa, știi? Pâinea lui Dumnezeu. Până în punctul în care sensibilitatea aceea pe care tu o ai, mă adresez acum direct ca și cum... Da, foarte bine. Da, ca și cum sensibilitatea... Vorbește cu el. Acum asta fac, da. Deci ca și cum sensibilitatea asta pe care o ai, te face, ești ca un burete, știi? Față de ce se întâmplă în mediul exterior, da? Și dacă în mediul exterior, da, mă uit, revin la casa a treia, unde este Uranus și unde există și Saturn, da, care sunt în luptă cu Jupiter, știi? Dacă mesajele pe care le-ai primit, pentru că vorbim și de Saturn, în prima parte a vieții, sau dinspre persoane pe care tu le-ai considerat mai cu autoritate în viața ta, au fost unele care să fie, să zic, nu neapărat cele mai bune, cele mai frumoase. Adică, de exemplu, dacă ți s-a spus când erai mic că, ok, tu ai luat 7, colegul de bancă a luat 8, deci a luat 8, sau că nu e suficient de bun pentru asta, sau că nu o să faci niciodată nu știu ce chestie, sau că nu o să reușești nu știu ce, nu contează, da? Sunt doar niște exemple. Dar dacă au fost mesajele acelea negative, de multe ori ne duc într-o zonă de stimă de sine scăzută, anxietatea aia specifică casei a șasea de fecioară, da? Crește. De ce? Pentru că gândurile noastre, mesajele au plecat de mult, dar gândurile noastre rămân în continuare acolo. Și cu cât pui mai multă presiune pe tine și te gândești, nu poți să-mi accesezi intuiția, eu nu pot, altul poate, eu nu pot, nici nu poți, știi? Pentru că faci... Se blochează și mai tare. Da, pui, cum să zic, în loc să o lași să curgă natural către tine, tu vrei să... Știi, e ca în viață, iubirea nu se poate cu forța, știi? Da. Trebuie să te deschizi ca să vină intuiția către tine. Și apropo de mentalul ăsta care de multe ori s-ar putea, cum să spun, dacă nu ești conștient de ce voci asculți, poți să te duci într-o zonă în care să nu ai, cum să zic, să nu ai încredere în tine
Și nu pentru că tu nu ai fi foarte bun la ceea ce faci, oricare ar fi zona aia la care te raportezi, ci pentru simplu fapt că alții au avut grijă, între ghilimele, să spună niște lucruri care să nu fie foarte happy, happy, joy, joy. Da? Și revin la mesajele acelea mai puțin plăcute. De ce? Pentru că m-am uitat și există în casa noua, care e casa săgetătorului, un Chiron în Gemeni. Adică este posibil ca la un moment dat, da, un Chiron în Gemeni retrograd, da, care face careu cu Jupiter și care face opoziție cu Uranus. Adică la un moment dat imaginează-ți că tu poate ai vrut să îți dai și tu cu părea despre ceva și să spui, ok, aș vrea și eu să fac asta sau nu știu, eu văd lucrurile în felul următor. Și să trezi cineva să spună că viziunea ta asupra lucrurilor e de cacao. Uitându-mă în hartă, mergând și cu asta o să închei, pentru că nu, efectiv mi s-au părut că se leagă lucrurile mult prea frumos ca să mă rezum la acel Saturn, da? Dar mă întorc cumva la Saturn, pentru că pe axa nodurilor lunare e un Marte în Capricorn care face careu la axa nodurilor lunare. Da, sper să nu greșesc. Exact. Bun. Marte în Capricorn înseamnă, acest careu înseamnă o relație, cum să zic, ori prea multă autoritate, ori prea puțină autoritate. Ori prea multă responsabilitate, ori prea puțină responsabilitate. Având în vedere Chiron și ce se mai întâmplă pe acolo prin hartă, feeling-ul meu este că că tu nu ai încredere în tine să faci tot ceea ce poți și să, cum să zic, să arăți versiunea ta cea mai bună. De ce? Pentru că niște persoane în trecut, poate în copilărie, au fost un pic prea dure, știi? Și nevoie acum doar să ai încredere. Adică recomandarea mea este să-l parchezi pe Saturn și să parchezi intuiția și așa și să lucrezi mai mult la partea asta de iubire de sine, de stimă de sine și toate celelalte lucruri o să meargă cumva mai bine, o să deschidă. Adică Saturn este doar o fărâmiță, Și căi, da. Căi sunt, căi absolut, sunt categorii, mai ales astăzi. Absolut. Adică efectiv are de unde absolut, să aleagă. Absolut. Jupiter acela în pești, adică dacă tu n-ai intuiție, cine n-a? Adică cum să spun, da? Dar trebuie să, ea este acolo. Exact, da. Dar de multe ori se întâmplă ca oameni excepțional de talentați, de frumoși, de deștepți, de ce-i vrea, da? Pentru că vocea asta interioară este atât de puternică și nu este a noastră, vocea interioară, da, a părintelui preaspru, a profesorului, a lui X, a lui Y, a lui Z, care ne critică, care ne ceartă, care nu știu ce ne zice acolo, da? Vocea aia ajunge să fie mai puternică decât vocea noastră. Trebuie să facem pace cu ea, da? Și să revenim. Cam asta este. Da. Superb. Mulțumesc și cred precis vei primi un feedback, așa intuiesc eu în momentul acesta. Continui cu următoarea, care este de la Mimi Negoiaș și spune așa, că ne mulțumește, îi place formatul, te-a ales pe tine și zice, în urmă cu 3 ani a fost atunci o eclipsă pe axa RAC-Capricorn. Am fost părăsită de partener, universul a intervenit într-o relație nepotrivită. Și întrebarea ei pentru tine este, voi mai avea darul unui partener și ți-a dat datele și tot? Și eu sunt curioasă. Ce ne zici? Bun. Eu zic în felul următor, da, mesajul este de la Mimi. Eu îi spun în felul următor. Mimi. Da. Dragă Mimi, un partener este un dar dacă este o relație bună. Dacă nu este o relație bună, nu este un dar, este un coșmar. Da? Adică, înainte să aștepți... Da, să-l așezi pe făt frumos pe un cal alb să vină către tine, e important să te, cum să zic, să te uiți cu mai multă atenție ce fel de partener, da, este pe calul acela alb, dacă într-adevăr este un făt frumos și este un dar sau dacă nu. De ce spun treaba asta? Pentru că de foarte multe ori modul în care punem întrebările spune niște lucruri despre noi, da? Și mi-a adus aminte de o clientă de-a mea, da, tot neptuniană, pentru că am simțit un Neptun ăsta foarte puternic în hartă, o sensibilitate, un idealism, o dorință de a, știi, de a trăi frumosul, poezia, iubirea, da? Unde e Neptun aici? Că nu... Este ajung imediat la el. Unde e Neptun în harta aici? Este Neptun în Scorpion împreună cu Luna Scorpion în casa a cincea. Da? Deci Luna Scorpion cu Neptun în Scorpion și Neptun retrograd în Scorpion în casa a cincea. Înțelegi? Deci este... Da.
Băi. E, în momentul în care eu ascult o întrebare, când îl cunosc pe Făt Frumos, cum îmi spunea clienta aia, când o să am darul unui partener, cum i-a spus doamna, domnișoara Mimi, da? În momentul ăla, noi ce facem de fapt? Da? Și credem, apropo de intuiție, știi, pentru că simt chestiile astea pentru că am lucrat iar și iar și iar cu tot felul de, da, cu tot felul de modele emoționale, mentale și lucrurile cumva se leagă foarte, adică ajung să se lege foarte ușor. În momentul în care noi venim cu această sensibilitate, da, și cu dorința asta de a deveni unul cu partenerul, da, cu partenera, da, vrem să căutăm perfecțiunea, da, dragostea supremă, iubirea necondiționată, bla bla bla, de multe ori asta este cheia succesului pentru relațiile toxice. De ce? Adică pentru opusul darului. Pentru că mindset-ul nostru e în așa fel, da, încât noi nu ne mai vedem pe noi. Adică eu nu mai îmi dau seama, ok, dar și eu, știi cum e, și partenerul meu ar trebui să consideră că eu sunt un dar, nu că el îmi face o favoare că îl cunosc. Minunată. Știi? Da. Asta, e, asta mi se pare, mi se pare foarte important. Adică ce aș recomanda lui Mimi este, dincolo de așteptarea unui partener, este să încerce un pic să se gândească cum au funcționat până acum relațiile în trecut, da? Și să se gândească cumva, da, punctual la următoarele lucruri. Dacă are tendința de a idealiza partenerul, dacă are tendința de a da la o parte imperfecțiuni, dar nu imperfecțiunile astea pe care le avem cu toții, gen vicii, comportamente nepotrivite, pentru că spune la un moment dat că persoana cu care a fost acum 3 ani, da, cumva universul a extras-o de acolo, din viața ei. De ce să așteptăm să vină universul și să ne scoată dintr-o relație toxică? Da? Recomandarea mea este să te refocusezi de pe partener, pe propria-ți persoană și să te gândești că meriți să fii iubită, meriți să fii respectată și, în primul rând, meriți să primești chestiile astea de la tine. Și în momentul în care tu ești mai focusată pe tine și pe nevoile tale, da, automat nu, cum să spun, ai și niște granițe mai sănătoase în raport cu ceilalți, pentru că asta este un lucru extraordinar de important, și ești și mai ancorată în realitate, pentru că următoarea recomandare este, când e vorba de relații și în general când este vorba de deciziile astea importante, recomandarea e să fii cât mai ancorată în realitate, cât mai practică, da? Să te bazezi pe fapte. Adică și dacă cunoști un partener mâine, e important să vezi, ok, ce fel de om este. Poți să am încredere, poți să n-am încredere. Pe termen mai lung, e ok, mă respectă, da? Whatever, fiecare are criteriile, da? Da. Dar ca să poți să bifezi criteriile, trebuie să treacă un pic de timp, da? Și ancorarea în realitate și bazarea pe fapte, nu pe promisiuni, nu pe vise, te poate scuti de foarte multe chestii. Adică chiar dacă vin ideea de ce am fugit un pic de la întrebarea ta și m-am dus către zona asta de iubire de sine în loc de iubire de partener. Pentru că dacă noi nu ne iubim pe noi și nu ne prețuim pe noi, putem să întâlnim mâine. Deci mâine vine un Făt Frumos, poi mâine vine al doilea, răspoi mâine tot așa. Da? Și rezultatele vor fi la fel. Pentru că ei vor fi Făt Frumos și noi vom fi, știi? Da? Adică trebuie un pic reconfigurată. Dar nu există, adică din punctul meu de vedere, eu nu o să spun niciodată, da, îl cunoști la ceas de seară sau da, îl cunoști la ceas de dimineață. În mod sigur, nu, noi ca oameni nu ne-am născut să trăim în pădure, dar vom mai cunoaște oameni și după, și după încheierea unei relații, chiar dacă a fost o relație mai dificilă, vom mai cunoaște oameni. Important este ce facem în momentul în care îi cunoaștem. Și apropo de generația aceea cu Pluto în Uranus, Mimi face parte din aceeași generație și aș recomanda, apropo, nu o să reau tot ce am discutat la momentul respectiv, dar i-aș recomanda să se analizeze, pentru că fecioara are capacitatea asta incredibilă, da? Pune pe hârtie și vezi cum îți vorbești, da? Ce părere ai tu despre tine? Cum s-au purtat partenerii tăi, da? Ce le-ai permis? Și poate nu ar fi trebuit, da? E doar o sugestie, ok? Cum ai vrea să schimbi lucrurile în viitor, da? Iubirea poate să fie minunată, poate să fie un dar, dacă este iubire. Dacă este ceva care e toxic sau nu e plăcut sau așa,
mai bine nu, da? Adică focusul pe tine, eu asta ți recomand din toată inima. Da, în timp ce povesteai așa de frumos, mi-aminteam de Patricia de la vârsta de 18-20 de ani, când, uite, Neptun ne face tuturor tot soiul de capcane, aș zice, și ne dă tot soiul de iluzii și tot soiul de tendințe în a nu vedea exact ce este acolo. Și cred că într-un final e un proces de maturizare prin care toți trecem, mai ales fetele în prima parte a tinereților, când știi, mai ales dacă ni s-au și spus povești în copilărie, da, cu fel frumos și cu tot felul și cu da. Mm-hmm. Mai greu cu autoevaluarea asta, știi, mai greu este, cu văzutul diamantelor din grădina proprie. Așa este, numai că atunci, da. Deci eu asta cu ancorarea în realitate, deci este, cum să zic, că este fraza, în momentul în care lucrez cu o persoană neptuniană, este fraza de căpătâi, deci o spun de 100.000 de ori, fapte, deci nu promisiuni, este într-o altă relație, are anumite vicii și promite că o să le schimbe, face, că drege, că ok, el e pe alt continent, dar o să vin mâine, da, sunt lucruri pe care... Ție, corect, în mod normal, dacă eu ți le spun despre partenerul meu, tu mi-ai spune, ok, du-te, lasă-l că nu vezi. Uh-huh. Eu nu pot să văd, de multe ori am filtrul acela, eu sper, înțelegi? În mintea mea lucrurile sunt așa. Uh-huh. Și nu înseamnă, adică nu e, cum să spun, ceea ce simt eu este perfect autentic. Pentru că Neptun nu are granițe. Este incredibil pentru cineva să poată să simtă asta iubire. Asta și cineva care nu, cum să zic, cineva care nu simte chestia asta, ok, o să se uite ca la un ciudat. Da? Dacă eu mă duc și spun că ok, am stat 5 minute și m-am uitat la, nu știu, un apus, aia mi-e să mâncăm o pizza, știi? Înțeleg. Nu ai cum să înțelegi, adică nu ai cum să simți dacă nu, știi? Corect. Da, sunt oameni și oameni. Ideea e să nu confunzi ceea ce simți tu cu ceea ce simte celălalt. Pentru că asta este doar între... Știi? Practic, Neptun este doar cumva între tine și Dumnezeu. Știi? Notat. Da. Deci, dragă Mimi, iubește-te pe tine cu pasiunea cu care vrei să iubești pe ceilalți și oferă-ți viața aia frumoasă pe care vrei să o faci cadou al cuiva și respectă-te și în momentul ăla când o să vină un partener care o să consideri tu că nu este potrivit, o să-i spui, te pup, papa, la revedere. Următorul. Da? Nu este, nu s-a terminat, știu cum e. Da, asta vreau să zic, are balta. Vreau să zic, are balta pește. Asta vreau să zic. Are. Nu știu dacă se blocase ecranul. Mi-e place expresia, e foarte potrivită, mai ales în context. Da, nu trebuie să ne cramponăm, ok? O să vină. Nu, e exact în contextul acesta, e perfectă. Dar să fim pregătiți. Adică când... Trec la întrebarea lui... Nela Ion Colin ne spune următoarele. În primul rând, ne îmbrățișează, ne mulțumește, proiectul îi place, lumină, iubire, mulțumim, Nela. Și zice așa, din partea unei balanțe cu ascendent în Scorpion, zice: aș dori să pun o întrebare. Cum se poate interpreta prezența lui Saturn retrograd în Taur și în casa a șaptea în harta natală? Foarte frumos întrebare, mi-a plăcut foarte mult. Că tot cu stima de sine, că e Taur, da? Mm-hmm. Și casa șaptea cu relațiile, adică sunt temele mele preferate. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult întrebarea și întrebările. Da, ideea e în felul următor, da? Ca să putem să înțelegem, scoțând din context, că nu știu, practic, nu știu prin ce experiență ai trecut ca să-mi dau seama, ok, cum s-a manifestat la tine punctual. Dar, în general, Saturn retrograd, ca orice altă planetă retrogradă, înseamnă că anumite... situații, experiențe, da? Experiențe, nu le repetăm ad literam, dar ceva din trecut trebuie cumva reluat, refăcut, pentru că dintr-un motiv sau altul, că n-am vrut, că n-am știut, că n-am putut, că n-am avut resurse, whatever ce acolo, nu, lecția respectivă nu a fost integrată și trebuie să refacem ceva. Da? De multe ori poate și noi ne-am împotrivit. Poate n-am vrut, pentru că poate a fost prea greu, efectiv, da? Și acum avem ocazia să reluăm cumva lecția aia. De multe ori o planetă retrogradă este considerată că are un caracter uranian foarte puternic, mă rog, în evolutivă. De ce? Pentru că, domne, am făcut de atâtea ori chestia asta încât nu mai vreau. Deci acum vreau să mă confrunt cu situația asta, să înțeleg odată ce e cu Saturnul ăsta în Taur, în casa relațiilor, da? Ce e cu relațiile astea ale mele, cu relația cu mine, cu relația cu ceilalți, da? Bun, deci este o nevoie accelerată cumva de a înțelege și de a face cumva lucrurile diferit în ceea ce privește casa șaptea și în ceea ce privește Taurul și în ceea ce privește Saturn, da? Saturn este cu responsabilitate
maturizare, reguli, disciplină, bla bla bla. Pentru că este un Saturn retrograd, adică ceva nu a fost dus până la capăt, ce spuneam mai devreme, înseamnă că de multe ori, și acum recomandarea mea e tu să te gândești, să vezi, ok, cum au stat lucrurile pentru tine, de multe ori a fost foarte multă responsabilitate, prea multă maturizare, adică, de exemplu, relații în care tu ai dus tot greu, știi? Sau în care nu te-ai maturizat suficient de mult, adică în care ai rămas la stadiu de copil, știi? O anumită inocență, poate, da? Deci Saturn retrograd înseamnă ori prea multă responsabilitate, ori prea puțină, da? Ori ești prea pe adult, ori prea pe copil, știi? Sunt cumva niște extreme. Și e posibil ca în viața noastră, în anumite relații, să fim mai mult pe adult, mai mult pe copil, știi? Dar, în general, suntem cumva pe o singură linie. Bun. Casa a șapte este casa, evident, casa relațiilor, da? Lecții reluate, repetate, da? De integrat, de asimilat cu privire la maturizarea sau lipsa de maturizare în relații, da? Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că eu, cum spuneam un pic mai devreme, pot să mă duc în relații în care eu să duc tot greu, sunt ca un părinte acolo, adică eu, știu cum, te iau și te cresc, da? Nu mai e relația, casa șapte este o casă de egalitate, în care, ok, fac și eu, faci și tu, da. Ne înțelegem. E, în momentul în care eu vin cu foarte multă autoritate, cu putere, cu disciplină, da? Pot să-mi iau, știi cum e, nu-mi iau un soț, mi iau un copil să-l cresc. Sau nu-mi iau un bărbat, mi iau un băiețel, știi? Da? Deci trebuie văzut cum s-au manifestat lucrurile sau, din contră, mă duc către partenerii autoritari. Da? Spuneam că, ok, vreau pe cineva care cumva să mă crească, să-și asume responsabilitatea pentru mine. Adică eu nu știu cât costă facturile, eu nu știu cum se face aia, lasă că știe soțul sau știe soția sau știe nu știu cine. Da? Sunt doar niște exemple basic ca să înțelegem un pic, să punem cap la cap informațiile. Da? Acum, casa a șaptea sunt relațiile, dar în ideea de așteptări pe care noi le avem de la relațiile noastre și orice fel de relații, nu doar de cuplu. Din perspectiva mea, casa a opta e casa de relații, de cuplu, de intimitate. Casa a șaptea, aici intră orice fel de relație. Dincolo de relațiile astea care se desfășoară cum se desfășoară, în casa a șaptea noi avem niște așteptări. Adică cu Saturn retrograd acolo, eu pot să am niște așteptări poate extraordinar de mari cu privire la relații. Adică eu vreau ca tu să fii persoana disciplinată, matură, să ai bani, să ai o carieră frumoasă, să faci ce vrei tu să faci acolo, știi? Dar eu să fiu copil și eu doar să beneficiez. Sau din contră, așteptarea mea este că eu trebuie să dau totul, știi? Și celălalt, știi, doar o să primească. Nu că îmi doresc. O să fiu nemulțumită, dar pentru că eu mă aștept să fiu modelul în casă, da, să am rolul principal în casă, o să duc tot greu și o să fiu nemulțumit pentru că da, ne ducem către extreme doar. Acum, ce mai e important de menționat, pentru că nu m-am raportat la Taur, da? Taur e instinct de supraviețuire, în primul rând. Instinct de supraviețuire înseamnă ca nevoile mele de bază să fie împlinite. Da, până ajungem la bani, trebuie să am un acoperiș, trebuie să am o mâncare, trebuie să am un pahar cu apă. Ăsta este Taurul. De ce? Ca să mă simt în siguranță în momentul în care instinctul de supraviețuire este activat și, în general, când avem Taurul destul de puternic sau, întrebare, pauză, Saturn face un aspect tensionat, întrebarea este pentru domnișoara care a adresat întrebarea. Dacă Saturn face un aspect tensionat, pentru că Saturn este în Taur, instinctul de supraviețuire poate a fost foarte activ. Asta înseamnă că ce? Că poate relațiile mele au fost foarte dificile în trecut, poate a trebuit să, nu știu, poate am avut probleme cu, efectiv am crescut într-un mediu sau am trăit într-un mediu în care nu am avut parte de resursele respective și în momentul în care ajung ca adult, de ce spun chestia asta? Că în momentul în care eu ajung ca adult, dacă eu am trăit în sărăcie sau cu frica de tata, pentru că vorbim de Saturn, da? Vin dintr-o zonă în care ceva din supraviețuirea mea a fost zgândărit. Am început chestiile mai soft, cu maturitate, nu știu ce. Dar de fapt Saturn în Taur, da, supraviețuirea. Ce înseamnă pentru mine să pot să fiu safe într-o relație? Am fost safe într-o relație sau nu am fost? Am avut nevoile împlinite sau nu le-am avut? Mai departe, m-am așteptat? Pentru că în trecutul meu, poate în copilărie, părinții nu mi-au împlinit nevoile, să zicem. Poate am trăit într-o sărăcie lucie, e doar un exemplu, da? Mă aștept ca partenerul meu
să facă treaba asta, știi? Adică, fără să vreau, nu-mi dau seama. Am această așteptare, pentru că nu am avut, dacă eu n-am avut jucării și vine un partener care, nu știu, mă tratează ca pe o prințesă, automat o să, știi, mă simt efectiv că pot să supraviețuiesc. Nu contează că mi-a dat un parfum sau că mi-a dat o prăjitură, știi? Dar te simți în siguranță pentru că ai toate lucrurile respective. Numai că lucrurile alea, foarte multe pe care ți le poate da un partener, da? Poate să ducă într-o zonă în care să stai cu cineva doar pentru că îți dă lucrurile alea. Și să pui preț foarte mare pe tot ce vrea taurul. Stabilitate, bunuri, la, știi? Și să ai o relație stabilă, responsabilă, ca un părinte, dar tu pe interior să simți că te usuci, știi? Taurul trebuie să fie foarte responsabil apropo de nevoile sale. Deci ieșirea, ca să... Ți-am dat 11 milioane de variante apropo de Saturn retrograd în taur în casa relațiilor, da? Ca să poți să-ți dai, adică, ca să poți să te gândești un pic și să te gândești cum au fost lucrurile în cazul tău, ce a scârțit, pe unde a scârțit și ce ai de lucrat. În sensul cel mai bun cu putință, Saturn retrograd în Taur, da, un Saturn învățat, asimilat, integrat, înseamnă ok, da, o să fiu responsabilă. Asta înseamnă că nu o să intru într-o relație de dragul de a intra într-o relație doar cu cineva cu care ok, vreau să fac o chestie pe termen mai lung, că vorbim de Saturn, știi? O chestie respectabilă, serioasă, bună pentru mine, nu știu, casă, masă, na, ceva, ce își dorește omul respectiv. Bun. Dar o să intru cumva tot timpul având în minte că de nevoile mele de bază trebuie să mă ocup singură. Asta mă poate face să aleg un partener pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce are. Adică, cum le spun eu oamenilor cu care lucrezi, e important să-ți asiguri minimul necesar. Ok, dacă soțul, prietenul, iubitul are un palat, este minunat. Dar tu trebuie să ai minimul ăla necesar, ca în cazul în care soțul, iubitul, prietenul dispare, să nu rămâi, știi, pe drumuri. Ăsta este Taurul. Taurul vrea să supraviețuiască cu minimul ăla, știi, trebuie să supraviețuiesc. Da? Să te simți safe cu tine. Cam așa. A, e super. Eu, acum, în timp ce tu povesteai, mă gândeam la Saturnul lui Fimea din casa a șaptea. Bine, ea l-are în Scorpion, dar și acolo e o poveste și mă gândeam, oare persoanele care se nasc cu Saturn în această casa a șaptea, vin în completare eu și te întreb acum, ar... De obicei atrag persoane în viața lor, la nivel de parteneriat, în relații de unul la unul, conform casei a șaptea, exact, tocmai pentru a învăța aceste lecții? Da. Sau tu, cum ai zice, îi atrag până reușesc ei să-și echilibreze? Eu am o chestie cu atrasul. Eu pot să atrag, da, sau... îți răspund și are, adică e foarte faină întrebarea ta, că toată lumea o pune întrebarea asta, ok, când am învățat nu mai apar. Nu, diferent, adică nu înseamnă că dacă tu ai învățat o lecție nu mai atragi. Dacă eu sunt o neptuniană, o să găsesc toată viața mea oameni care să-mi aducă flori, bomboane și să mă trateze ca pe nu știu care și o să vizit la camere și pe pereți. Îți dau un exemplu. Înțelegi? Pentru că asta nu înseamnă că oamenii nu o să mai existe. Diferența e că tu vei face alte alegeri. Asta e diferența. Nu înseamnă că tu nu o să găsești oameni neptunie sau oameni cu relații on-off sau oameni duri sau oameni pe modelul profesor sau care să facă nu știu ce să facă. Diferența e că tu te-ai schimbat. Ei pot să facă. În momentul în care a venit cineva la tine și ți-a spus dragă cu tăriță, tu știi și zici, parcă nu mai îmi place. Știi? Practica, eu așa o văd. Da, deci odată reglat la tine... Da. Odată reglat la tine acest dezechilibru, identifici problema în partea cealaltă și nu te mai lași nu te mai dusă duci, într-un miștit știi? De capcane care îți... Adică lumea poate să facă ce vrea să facă, dar atâta timp cât eu consider că... E ca și cum eu te scot la... Nu știu, tu ți-ai propus... Pentru tine, să zicem, poate tu ai probleme cu zahărul, ceva de, sau de sănătate. Și știi, domne, eu nu trebuie să mănânc dulce. Tu ai învățat chestia asta pe propria-ți piele, după ce te-ai lovit cu capul de niște chestii, da? Ei, eu sunt pisăloagă și zic, hai mă să ieșim și noi ca fetele în oraș, bem un frape cum îmi place mie, hai la o prăjitură, hai să facem, eu pot să vin. Pe urmă, închizi telefonul, te mai sună o prietenă, hai știu să mergem să mâncăm ceva bun, să facem cu tare, știi? Ei, tu poți să zici... Sau îți vin toți vecinii cu platouri, cu prăjituri, fix în săptămâna când ți-ai propus să-ți faci o dietă. Asta e partea a doua, că știi cum e. De câte, nu știu, mie e foarte frică să spun că am învățat ceva, pe cuvânt. În viața asta, de câte ori am zis că am învățat o chestie, de atâtea ori m-am lovit de o experiență similară. Adică nu mai zic chestia asta, știi? E bine să fii tot timpul cu, cum să zic, foarte conștient de ce se întâmplă, știi? Nu există. Și mă amuză când mă întâlnesc cu persoane că au 20, 30, 50 de ani la consultații și toată lumea spune la fel.
Știi că ziceam și eu, am învățat, eu cred că până acum am învățat chestia asta. Da, da. Ok, și peste 2 ani de zile o să vezi că de fapt ai mai... Nu există, o viață întreagă învățăm, adică nu se termină așa, gata, am scăpat de X, gata, nu mai mi-apare în viață. Știi? Nu există, nu funcționează așa lucrurile. Așa toată e. Viața întâlnim da, place toate. Îmi place, da. Absolut. Mie îmi place foarte mult că punctezi aceste aspecte pentru că știi, de foarte multe ori lumea e tentată să creadă, a, păi astrologii care toată ziua se uită, analizează, studiază, știu, cunosc, ei nu au genul ăsta de probleme. Nu, noi trăim știi? Cu apă și cu, de așa zic eu, cu apă, de... da? Da. Cu apă. Și în realitate, de fapt, pentru absolut toată lumea e valabilă exact aceeași poveste. Toți dăm teste, toți ne verificăm, toți ne... Da. Dacă-mi doar că e o diferență da. Când ești nu neapărat avertizat, când ești conștient. Da, de ceea ce urmează să sau. Eu cred că lecțiile, da. Știi cum e, dacă trebuie să treci prin niște chestii, o să treci prin ele. Adică sunt conștient, ok, dar nu e ca și cum. Adică uite, eu spun din propria mea experiență. La un moment dat mi-aduc aminte că, nu știu, propusesem, eu eram într-o perioadă așa și mi-am propus să nu mă enervez. Era o săptămână care mi-am propus în nicio formă, nu vreau discuții, nu vreau nu știu ce chestii. Știi? Și mi-am zis, domne, trebuie să... Păi nu, deci am o zi, două, trei, dar nu stau acum să mă stau controlez, calmă, să mă zen. Uit. Mi-am propus așa în general. Am zis, ok, săptămâna asta o să fiu mai pe... Bă, la cincea zi nu mai știu ce, doamne iartă, da, mi-a explodat prin casă, la revedere, s-a dus și zenul... Na, ok, diferența este că poate nu știu, n-am aruncat cu coșul de gunoi după ăla care îmi repara ceva prin casă sau așa, da, știi? Da, da, nu înseamnă, adică nu poți. Tot ai rupt. Și e o chestie, mai iarăși. Am o întrebare. Da, dar vreau să... O mică, dar dacă îmi permiți, apropo de ce spuneai tu că astrologul face și drege. Spune. Da, spune. Eu, mie mi-ar plăcea, de fapt, mi-ar plăcea ca oamenii să, și mai ales astrologii în general, pentru că de multe ori de la astrologi pleacă, da? Să uite de, sau mă rog, să lase deoparte imaginea asta de magician, că noi știm, că noi transformăm, că facem, că dregem, că așa, știi? Adică să creăm așa senzația asta că suntem cumva într-un bol de... Nu trăim în niciuna aia, deci trăim cu același, exact cu aceleași probleme, știi? Și de multe ori vrem noi să credem că suntem mai... Nu, deci nu vă faceți probleme, dacă ne uitați la noi avem exact aceleași probleme ca toată lumea. E bine că ai spus-o tu. De fapt, să știi că absolut toți dintre invitații mei au spus așa cumva indirect. Să știi că dacă le vitez eu așa și nu dar știu mai toți fac, în zona asta au mers ratele și... nu mi se plătesc singure așa dacă stau eu și cu globul. Nu. Eu mai încerc, dar nu. Așa e. Trecem la Carmelușa Elizei și ea ne-a trimis o întrebare, ne-a spus așa. Mulțumesc pentru oportunitatea de a scrie aceste rânduri. Aș dori, dacă se poate dezbate în podcasturile noastre, și cum ne putem arde karma? Iată, aceasta este întrebarea ei. Zice, sper că propoziția este corectă, ne felicită pentru proiect și... Hai să vedem. Da, indiferent de cum e formulată, am înțeles perfect ce este în spatele, adică nu e niciun fel de problemă, putem să formulăm oricum. Da, am vrut să aleg și această întrebare, deși deja luasem foarte multe și poate ne-am întins un pic mai mult, pentru că am simțit un pic durerea care era în spate. De ce? Nimeni nu vrea să ardă ceva, că e karmă sau ce-o fi acolo, nu vrea să ardă sau să scape de ceva, atât timp lucrurile sunt bune. Da. Prin urmare, asta a fost motivul principal pentru care efectiv am simțit că trebuie să iau această întrebare. În momentul în care vorbim de arderea karmei, acum probabil că se fac anumite ritualuri, existau anumite, știu, și Jeff Green avea anumite ritualuri cu privire la tot felul de, cum să scap de anumite chestii așa. Nu pot să spun că nu am experimentat și nu vreau să mă duc în zona aia, era ceva punctual. În general, de karma nu ai cum să scapi, ăsta este răspunsul. Da? De ce? Pentru că nu ai cum să scapi, adică nu poți să scapi de chichiana de la 15 ani, de la 12 la 20, de la 30, exact cum îți spuneam, știi? Nu poți să scapi de relațiile pe care le-am avut acum 15 ani, chiar dacă au fost bune, chiar dacă au fost mai puțin bune, da? Ele fac parte din mine. Toate experiențele alea care țin de karmă și la care ne uităm, na, sunt tot felul de indicatori în hartă care ne duc către zona asta și dacă vrea să se, eu o invit să se uite la primul episod în care am povestit un pic apropo de dinamica din punct de vedere karmic a sufletului, la ce trebuie să ne uităm. Dar long story short, ce e important? Ăla este cumva, e trecutul. Acolo este zona în care de multe ori stăm obsesiv-compulsiv, acolo sunt atașamente foarte puternice, acolo poate au fost experiențe foarte neplăcute. De ce? Pe lângă alea plăcute.
Dar de multe ori, atunci când trecem printr-o experiență cu un impact emoțional foarte puternic, rămânem fixați, da? Ca e trauma. Și avem tendința asta de a recrea prin ceea ce... Nu vreau să, adică nu vreau să creadă cumva că ok, toată viața o să repete aceleași experiențe, dar până nu... cumva, până nu înțelegem sau până nu rescriem cumva povestea din spate, lucrurile au tendința să rămână în aceeași zonă. Prin urmare, nu cred că se poate, sau cel puțin eu personal nu știu, dar ce se poate face este să încercăm să înțelegem cât mai bine și să dăm un sens acelor experiențe care pe tine personal sau pe X sau pe Y, da? Iar determina să-și dorească să ardă, adică care au fost foarte dureroase, să ne uităm ce s-a întâmplat acolo, care au fost triggerele alea care ne-au dus în niște puncte cu... mă rog, cu steguleț roșu și să vedem cum putem să ieșim de acolo. Pe de o parte să încercăm să schimbăm ceva, da? Că schimbăm tiparul de relații, de joburi, de mentalitate, de multe ori avem niște, cum să spun, partea de stimă de sine scăzută duce la niște relații sau niște experiențe atât de proaste, da, de nu putem să ne imaginăm. Dar cumva noi le alegem fără să ne dăm seama, pentru că le alegem din motive care sunt mult mai în spate, știi? Adică nu că suntem vinovați, ci pentru că durerea a fost atât de mare și nu suntem conștienți de ea, știi? Și durerea a avut un impact și tot așa. Nu suntem, da? Așa. Adică eu cred că rolul, potențialul acela terapeutic al astrologiei, eu cred foarte tare în el, știi? Și cred că, da, anumite lucruri nu se pot schimba peste noapte și în anumite situații, dacă sunt situații, mă rog, foarte, foarte dureroase, foarte grave, da, e necesar de discutat cu un terapeut. Dar de multe ori când noi spunem că nu vrem să mai repetăm karma, ok, poate nu vreau să mai repet relații de cacao, dar poate am relații de cacao cam un Neptun puternic. Da. Sau cam relații obsesiv-compulsive, sau cam relații on-off. Adică sunt chestii pe care pot să le fac eu concret. Nu e de vină karma aia. E suficient să mă ancorez mai mult în realitate și cineva poate să mă ghideze cu un sfat, cu o recomandare sau pur și simplu să-mi deschidă ochii. Exact. Asta, adică eu asta aș recomanda. Aici văd eu să într-adevăr rolul. Da, să nu ne speriem de... Da, într-adevăr, câteodată, acum să fim serioși, câteodată, da, sunt anumite hărți mai dificile și nu toată lumea are, știi, roz bombon. Da, ne uităm în viețile noastre și unii... Suntem mai, am avut vieți mai ușoare, alții vieți mai tensionate, până și asta se poate vedea. În momentul în care te uiți la anumiți factori din hartă, de exemplu Jeff Green spunea și din experiența mea personală cu oamenii, cu hărțile oamenilor, am văzut chestia asta, dacă ai un Pluto care face multe aspecte tensionate și în general multe aspecte, alea sunt suflete care au venit cumva să învețe multe chestii accelerat. Și normal că nu o să stau să o lălăi așa, știi, soft. Da, pentru că vreau să învăț. Exact. Dar diferența este că ceea ce sufletul vrea să învețe și progresul ăla pe care îl fac și cum simt eu, știi, luna, da? Eu, Chichiana care vorbește cu tine, da, pe mine mă doare dacă n-am bani să plătesc factura, dacă m-a părăsit iubitul, dacă, nu știu, e bolnavă mama, dacă face nu știu ce chestie, da? Chiar dacă evenimentele alea au un potențial evolutiv în ele, pentru că eu sunt atașată de viața asta concretă, reală. De-aia este splitul ăsta foarte, foarte mare, știi? Dar e important să înțelegem că atunci când înțelegem că o chestie care poate ne-a durut foarte mult la un moment dat a fost necesară și a avut un sens, în momentul ăla ți-e mai ușor să o integrezi. Da, asta e perspectiva mea asupra... de karma, știi? Da, absolut, complet rezonez, vibrez pe aceeași lungime de undă, pentru că, într-adevăr, sunt de-a lungul vieții o grămadă de evenimente, de situații care, mai ales dacă ai și șansa să întâlnești un astrolog și să-ți clarifici un pic ce se află în povestea hărții tale, în acel moment ți se arată cumva și niște căi și niște soluții și nu ni se dă niciodată mai mult decât putem duce. Asta e iarăși ceva ce pot să-ți spun. Aici o să spun, ba da. De obicei persoanele care au genul de destine încărcate sunt și... Știi ce zice... Scuză-mă, nu se auzeam. Spune. Vreau să zic
că Da, spune. Mark Jones, care e terapeut, spune: asta este o idee cu care noi am crescut. Numai că uite-te la toate traumele care există. Traumele alea arată că Dumnezeu ne-a dat mai mult decât putem să ducem. Mă rog, avea o vorbă de a, știi? Ah, okay. Că noi nu putem să, el venea, știi? Cu... Da. Acum, era ca, mă rog, era semi, semi-glumă, semi-seriozitate. Dar vreau să zic că multe chestii nu putem să le ducem. Da, de ce? Da, da. Adică noi teoretic, poate la nivel de suflet sau whatever, la nivel de conștiință, de energie, de putem să zicem orice, știi? Dar credem noi că putem. Ca tare, da, știi? Da, da. Na, ca simplu muritor de rând. Da, așa este. Da, înțeleg, e foarte faină. Da, e foarte fain ce a spus, că are și zona asta de subtilitate, știi, pe care o înțelegi cu atât mai mult cu cât probabil te afli în a doua jumătate a vieții, a, știi, mai absolut, ales privind retrospectiv. Absolut, da, normal, da. Când ești e... Îi invit pe toți cei care ți-au adresat întrebări, dacă doresc să treacă la un nivel mai profund al poveștilor propriilor lor hărți, să te contacteze, pentru că au datele tale de contact. Ești, știu că ești acum cu un program foarte încărcat, dar sunt precis convinsă că îți vei găsi timp pentru cine chiar are nevoie de un ghidaj la alt nivel. Cine și are nevoie să mă aici doar ai deschis așa da. Ușor cutia Pandorei, da. Știi? Un da, pic. Da. Te găsește. Îți mulțumesc. Uite că am reușit să trecem prin toate, da, și e mare lucru. Și îți doresc sănătate și un an nou superb. Și zicem acum sau zicem când ne întâlnim tura viitoare? Ce zici? Zicem un pic acum? Zicem puțin acum, dacă zicem puțin. Dar zici tu că eu nu mai pot, bine. Deci sunt... Păi hai să zicem. Da, te las pe tine. Deci eu nu mai... Te trimis să mai bei niște apă. Deci mai bea o gură de apă, da. Eu oricum o zic în anunțul pe care... Da, pe anunțul, nu, dar zi acum, pentru că anunțul e al nostru. De, da, nu, de... e ok. Uh-huh. Anunțul e al nostru, da. Păi, dragii mei, mi-a promis Chiana că cel puțin ceva ține de ea și se va strădui să facem și să ne întâlnim, doar dacă Doamne ferește dă o boală peste noi sau ceva. Deci, practic, amândouă cel puțin ne-am programat, ne-am propus să ne întâlnim la fiecare lună nouă și să povestim despre fiecare lună nouă. Bun, noi ne vom întâlni un pic înainte de momentul, dar să aveți niște repere, niște... De ce este luna nouă, Chichiana, așa un moment de într-adevăr important pentru absolut fiecare dintre noi? Toți cei care locuim pe Terra, doar foarte, foarte succint. Știu că nu ți-ai pregătit, foarte te iau așa prin surprindere. Nu, de ce îmi place mie... Da. Rezonez foarte mult cu ideea de luna nouă, pentru că dincolo de faptul că urmează să se întâmplă chestii, nu știm exact, sunt mici direcții noi, mici proiectele, mici... Da, cu toate sunt și mari, dar apar tot felul de lucruri și dincolo de lucrurile care apar în viețile noastre la o lună nouă, da, mai mici sau mai mari, mi se pare un moment foarte, foarte frumos pentru a te alinia cu energia respectivă, cu energia arhetipului respectiv, și mi se pare foarte frumos să vii tu cu ceva concret, practic, da, să-ți propui tu să faci ceva aliniat cu semnul acela unde se află luna nouă. Și de asta rezonez foarte mult cu poveștile, cum zic eu, da, cu poveștile de luna nouă, pentru că acolo, dincolo de lucrurile care se întâmplă, simt eu că putem să începem noi să facem lucruri să se întâmple, pe care evident că o să reculegem rezultatele, o să reculegem la momentul de lună plină, și dar vom acum face. E momentul nostru, știi, să începem să facem, da? Luna nouă. Așa. Și uite că pornim și noi în trombă, aș zice, chiar din data de 1 ianuarie, pentru că acela va fi momentul de grație, luna nouă plină. Luna nouă primă fiind în data de 2 ianuarie, ca să nu pierdem trenul, suntem puțin, da, și mai multe nu zicem. Nu mai zicem. Și să fie într-un ceas bun și îți mulțumesc. Doamne ajută. Să încheiem bine anul ăsta. Încă o dată îți mulțumesc și eu pentru mulțumesc. Tot. Și să ne vedem, să ne auzim sănătoase și iar ție-ți doresc energie. Să te odihnești, să-ți reîncarci. Aștept cu nerăbdare momentul. Și să-ți reîncarci bateriile. Toți îl așteptăm. Mulțumesc și eu.